Primăria Municipiului Timișoara lansează un plan amplu de plantări în această toamnă pentru a crește calitatea spațiilor verzi, a reduce impactul prafului din aer și pentru a reduce temperaturile ambientale din timpul verii. Campania include plantarea 2573 de arbori tineri în sensuri giratorii, parcuri și grădini urbane, precum și pe aliniamentele unor bulevarde. De la an la an creștem numărul de arbori pe care îi plantăm în tot orașul. Acordăm o atenție specială cartierelor unde e nevoie de mai mult verde. E o campanie în care tot mai mulți timișoreni se implică cu sugestii de zone unde ar trebui să intervenim și mă bucură această grijă pentru infrastructura verde a orașului, anunță primarul Dominic Fritz. Speciile de arbori alese sunt în general carpeni, stejari, arțari, frasini și tei. Alegerea speciilor și alocațiilor de plantare a fost realizată astfel încât să maximizeze impactul pozitiv pentru mediul înconjurător și să îmbunătățească confortul cetățenilor. Plantările se vor desfășura în întregul oraș, atât în zona centrală cât și în cartiere și acoperă un teritoriu larg. Campania va începe în 1 octombrie și se va desfășura până la finalul acestui an.